Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon. La această oră îl avem invitat în studioul Capital TV pe domnul Cristian Grigoraș, candidat pro-România pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara. În același timp, domnul Grigoraș se află și pe listele de consilieri locali pentru municipiul Hunedoara, dar mai vrea și o funcție de consilier județean, dacă o fi să fie, adică e și pe listele Consiliului Județean Hunedoara. Cum e asta, domnule, mă pun pe 10 listă odată, că n-am înțeles. Domnul Simeon, nu neapărat că vreau. Pe lista de candidați pentru Consiliul Județean Hunedoara sunt pe un loc care, într-o aritmetică internă a organizației, nu este neapărat eligibil, dar ținând cont de faptul că... Adică pe ce loc? Locul 7. Nu este neapărat eligibil pentru că bătălia este acerbă între două partide consacrate, iar după aceleași calcule interne cât și pe sondajele pe care le-am făcut la nivel județean, se pare că Pro-România va închide cumva componența Consiliului Județean ca a treia formațiune în acest for. Spuneam că nu este neapărat o dorință, dar ținând cont de expertiza și experiența până la urmă de fost consilier județean într-un mandat trecut, colegii au considerat de bun augur să fiu pe această listă, astfel încât după aceea să pot să cedez din experiența mea de consilier județean și celorlalți colegi care vor ajunge în acest for. Bătălia mea personală este pentru Primăria Hunedoara și, bineînțeles, Consiliul Local Hunedoara, pentru că în municipiul Hunedoara sunt acasă. Dar în același timp mă interesează în mod deosebit și ce se întâmplă în județ, pentru că numai printr-o cooperare între viitorii reprezentanți a unităților administrative teritoriale din județul Hunedoara vom putea să facem ceva. Județul Hunedoara, din păcate, nu beneficiază de un municipiu reședință de județ care să fie foarte, foarte dezvoltat, așa cum se întâmplă în alte județe, și atunci cred că trebuie să fie o colaborare mult mai strânsă. Dacă cei care au fost reprezentanții administrației publice locale și județene până acum nu au reușit să se înțeleagă și să facă acea conurbație astfel încât să funcționăm, le spun tuturor hunedoarenilor că i-au mințit cu desăvârșire, pentru că o puteau face. Până la urmă nu au făcut-o pentru că dispăreau niște posturi de primar, niște consilieri locali și lucrurile astea probabil că îi deranjau. Până la urmă și județul Hunedoara nu este altceva decât un fel de București, și așa cum la București există primăria generală, ceea ce la noi ar însemna Consiliul Județean, iar primările de sector, primările de municipii, orașe și comune, așa ar fi putut să funcționeze și la noi. De asta e rău pe hunedoreni să se gândească foarte, foarte bine pe cine vor vota ca președinte al Consiliului Județean, pentru că este iarăși o găselniță a politicienilor vechi de a încerca o păcălire. Președintele Consiliului Județean nu este altceva decât primarul județului. Și o să-i rog pe hunedoreni să trateze lucrurile ca atare. Să vadă în președintele Consiliului Județean un primar și să aleagă omul pe care l-ar alege primar la ei acasă. Pentru că, domnule primar județean. Pentru că asta face până la urmă. Un președinte de Consiliul Județean este executivul hotărârilor consilierilor județeni, a hotărârilor care se iau în Consiliul Județean. El trebuie să administreze județul. Deci poate foarte bine să fie interpretat ca un primar al județului, un gospodar al județului. Ceea ce este în subordinea lui, că primăriile și UAT-urile nu sunt în subordinea. Nu sunt în subordinea lui, așa cum nici în subordinea primăriei generale a capitalei nu sunt primăriile de sector. Dar până la urmă împreună colaborează și fac ca Bucureștiul să se miște înspre o zonă pe care și-o doresc locuitorii Bucureștiului. Așa ar trebui să se întâmple și în județul Hunedoara. Pentru că de prea multe ori am văzut că primarii nu colaborează tocmai cum ar trebui cu președintele Consiliului Județean. De prea multe ori am văzut și în Consiliul Județean și în Consiliul Local tot felul de lupte și tot felul de jocuri care mai degrabă au de-a face cu politica și cu dorințele organizațiilor de partid decât cu ceea ce trebuie să se întâmple în județ și cu dorințele cetățenilor județului sau a localității respective. Este motivul pentru care și la Hunedoara deja se creionează tot felul de alianțe mai pe dreapta, mai pe stânga, vorbesc de municipiul Hunedoara acum,
care cred că sunt nocive. Pro-România a spus și vom, face imediat după data de 28 septembrie, când vom fi în Consiliul Local, vom face alianță cu cei care vor să meargă mai departe și să dezvolte municipiul. Nu vom face alianțe doar de dragul unor jocuri politicianiste, să spunem că, domne, poate este un primar pe care nu l-am fi dorit și hai să facem noi alianță majoritate în Consiliul Local, astfel încât să-l blocăm, să ne punem viceprimarul nostru. Nu, noi nu vom participa la astfel de jocuri. Atâta vreme cât vom avea încrederea până dorelor manifestată prin vot în data de 27 septembrie, este clar că în Consiliul Local Hunedoara nu vom face nici un alt joc decât interesul hunedorenilor. Dar ce alianță se prefigurează acolo Hunedoara sau cum? Oh, hunedorenii cred că le știu deja foarte bine. Se aruncă tot felul de vorbe în piața publică, că un potențial primar care în momentul de față este cotat foarte bine, poate o să facă un anumit transfer dacă la Consiliul Județean va ieși o anumită formațiune politică și la guvernare. Se discută undeva pe dreapta că toți trebuie să se alieze și să fac o opoziție puternică. Cred că hunedorenii sunt sătui. Nu cred că de asta se duc la vot ca unii să își creeze un teren de joacă în Consiliul Local. Cred că se duc la vot ca să voteze oameni care să le aducă bunăstarea pe care și-o doresc în oraș. Așa, foarte interesant. Și apropo de oraș, având în vedere faptul că dumneavoastră candidați pentru municipiul Hunedoara, asta e principala candidatură, zic eu. Absolut. Ce mai e pe acolo? Cum e cu campania electorală, cu contracandidații, cu proiectele noastre, cu zice lumea? Cum să fie? Noi, în ieșirile pe care le-am făcut în teren, avem un feedback pozitiv. Suntem o echipă de tineri până la urmă, dar nu atât de tineri încât să fim naivi. Totuși, media noastră de vârstă a celor care compunem lista de candidați pentru Consiliul Local din partea Pro-România este undeva la 40 de ani, adică cred că este exact media de vârstă sau vârsta potrivită în care oamenii au dorință, au voință, au vitalitate, au energie, dar în același timp sunt și la o anumită cotă de maturitate, încât înțeleg cum stau lucrurile și știu ce au de făcut. Lucrurile în Hunedoara au început să se miște bine, părerea mea. Este o chestie neînțeleasă poate de toți locuitorii municipiului Hunedoara și asta nu este doar cu referință la Hunedoara. Cred că este valabil în toate localitățile din România. Că primarul trebuie să facă absolut tot. Până la urmă, primarul poate să facă ceea ce îi permite legea administrației publice locale. Este totuși cu o posibilitate de mișcare încadrată în legislație. Nu are o libertate totală. Nu este un stăpân al orașului. Și nici nu e bine să fie așa. Iar în același timp, în afară de faptul că toți locuitorii se așteaptă ca primarul să facă absolut tot și poate ce nu ține de fișa postului unui primar, se mai așteaptă ca totul să se întâmple în acel mandat de 4 ani. Ori este foarte, foarte greu. Să nu uităm că în acest moment investițiile mari nu se mai prea pot face numai cu finanțare prin proiecte europene, pentru că bugetul local, cel puțin la municipiul Hunedoara, este destul de secătuit de tot felul de alte proiecte care au fost desfășurate în mandatele trecute, mai mult sau mai puțin necesare Hunedoarei, dar până la urmă bine că s-au făcut. Ori, revenind, este foarte, foarte greu să faci cap-coadă un proiect în cei 4 ani de mandat, pentru că trebuie să te asiguri că ai studiu de fezabilitate sau dalii foarte bine întocmit ca să poți să ai devizul general, să știi care este valoarea acelui proiect. Trebuie să faci și consultările publice. Acum că nu se fac întotdeauna, este o greșeală. Noi ne dorim să le facem întotdeauna și nu vom da drumul la niciun proiect până când nu vom face consultarea publică, astfel încât să fim siguri că acel proiect și-l doresc hunedorenii și nu neapărat un altul. Adică să prioritizăm după dorințele hunedorenilor, nu după dorințele noastre. După ce se fac aceste consultări, începi să cauți liniile de finanțare, să scrii proiectul, până încheiei contractul de finanțare, până îndeplinești procedura de licitație. Timpul trece și foarte, foarte greu să reușești ca un proiect să-l implementezi în cei 4 ani cap-coadă. Așa că întotdeauna primarul care iese în funcție prin votul exprimat de către locuitorii municipiului Hunedoara, în general ajunge să pună în practică proiecte ale fostului primar.
Și tot așa se întâmplă în continuare. Cum spuneam, Hunedoara începe să se miște într-o direcție bună, dar asta nu înseamnă că nu mai sunt încă foarte, foarte, foarte multe de făcut. Încă mai avem sate aparținătoare în Hunedoara, cartiere ale Hunedoarei până la urmă, care în acest moment nu au canalizare, nu au apă, lipsesc cu desăvârșire, nu că sunt făcute în parte, lipsesc cu Păi și ce? desăvârșire. O să le faceți dumneavoastră dacă ajungeți primar? De Asta e exemplu, interesant. pe acest subiect putem discuta despre răcăștie. Răcăștie nici în acest moment nu are măcar o casă racordată la sistemul de canalizare și de apă. Există o discuție în Hunedoara și cei din Răcăștie o știu foarte bine, că nu se poate realiza din cauza faptului că drumul a fost asfaltat recent tot pe un proiect european și vezi, Doamne, timp de 3 ani nu ai voie să te atingi de acel drum pentru că se pierd fondurile. Este adevărat în parte. Vă contrazic, A, în parte? da, în parte, vă contrazic pentru că există o normă venită dinspre Parlamentul European care spune că dacă discutăm de infrastructură, de utilități, atunci se poate printr-o adresă reveni și se poate interveni în acel proiect absolut oricând, cu condiția ca firma care câștigă acea licitație, și bineînțeles că acest lucru trebuie să fie prevăzut și de către administrația publică, de către primărie în speță, în caietul de sarcini, să refacă pe cheltuiala sa sau să fie cuprins ca valoare de contabilă în caietul de sarcini, reparația drumului și bineînțeles că cu o nouă perioadă de garanție pentru acea porțiune afectată. Așadar, se poate dacă este voință. Vis-a-vis de Răcăștie, ceea ce putem să promitem ferm este că după 28 septembrie, când cu siguranță vom fi în Consiliul Local, vom interveni pe acest subiect și împreună cu locuitorii Răcăștiei, cred că vom putea ajunge la un compromis astfel încât o mică parte, vorbim de până în 50 de centimetri din terenul din vecinătatea gardurilor locuitorilor Răcăștiei, să fie cedat, să se încheie un contract, astfel încât să afectăm cât mai puțin calea rutieră. Pentru că este păcat de banii care s-au investit acolo, să intervenim după aceea iarăși cu alte reparații care până la urmă vor fi cârpeli. Experiența ne-a arătat că de fapt așa se întâmplă. Și atunci cred că și cu o colaborare și prin bunăvoința locuitorilor Răcăștiei putem să realizăm acest lucru încât să putem să întindem un fir de țeavă de polietilenă cu diametru corespunzător conform proiectului care să asigure debitul necesar alimentării cu apă potabilă a locuitorilor din Răcăștie, cât și cu o rețea de canalizare. Bun. Și având în vedere că trecem la Răcăștie, lucrurile astea ar putea. Același lucru este și în Slaști, același lucru este și în Peștișul Mare. Mă rog, în Peștișul Mare capătă alte nuanțe. Acolo s-au tot investit, s-au făcut pe bucăți câte ceva din rețeaua de canalizare și din rețeaua de apă, dar din păcate, pentru că s-au făcut pe bucăți, observațiile din teren, totuși sunt constructor și le văd mult mai repede decât alții probabil, nu a fost o foarte bine armonizare între bucățile de proiect și atunci a apărut o rețea care nu este tocmai funcțională. Cei din Peștișul Mare știu acest lucru. Avem în acest moment puncte de racord la canalizare în cămine care sunt cam la aceeași cotă cu rigola de la drum, adică dacă vrei să-ți faci racordarea trebuie să o faci prin rigolă și tot felul de astfel de lucruri. Și Destul de acolo neplăcut. trebuie să se intervină pentru armonizare. Lucrurile stau bine, dar cred că trebuie un pic mai multă voință și trebuie și sper ca acest lucru să se întâmple, ca tot mai mulți dintre cei care vor intra în Consiliul Local să fie cât de cât de specialitate și să poată să ajute, deși nu este menirea lor neapărat, dar până la urmă de asta candidăm, ca să facem cât mai bine în oraș. Dacă sunt cât mai mulți de specialitate, cred că și ei, acești consilieri locali pe care vor vota hunedorenii, vor putea să iasă în teren, vor putea să își aducă o contribuție suplinind aparatul de specialitate a primăriei și până la urmă dorința primarului. Din 28 septembrie, și cred că asta își doresc hunedorenii, consilierii locali,
cât și primarul trebuie să-și dea jos haina de partid și să colaboreze, pentru că de asta unedorenii îi aleg. Dacă în continuare vor face doar jocuri politicianiste sub flamura partidului, nu cred că este o rezolvare. Bun. Și mă gând din nou spre Consiliul Județean. Ce șanse vă atribuiți la Consiliul Județean? În afară de obiectivul pe care ați spus dumneavoastră că îl aveți ca și număr de consilieri județeni. Adică chestia asta îmi sună așa ca și când ați ști că nu veți câștiga Consiliul Județean. Nu este ca și cum am ști că nu vom câștiga Consiliul Județean. Este clar că lupta se duce. Până la urmă nimeni nu știe. Singurul care ar putea să știe poate că este un Dumnezeu care într-o aritmetică simplă știe sau poate să prevadă dinainte anumite lucruri. Nici nu vreau să mă gândesc prea mult la lucrul ăsta. Cei care ar trebui să știe sunt totuși hunedorenii. Numai că eu nu pot să știu ce face X, Y și cu cine va vota, astfel încât să putem să facem o aritmetică dinainte. Asta o să vedem în seara zilei de 27, când se va face numărătoarea proceselor verbale cu voturile exprimate de către hunedoreni. Nu avem de unde să știm. Dar la cum stau lucrurile acum și la ce sondaje sunt în piață, singurul lucru pe care îl știm este că Consiliul Județean foarte probabil să se închidă în 3, maxim 4 formațiuni, iar Pro-România foarte probabil să fie cel puțin în locul 3. Eu sper din tot sufletul să căpătăm încredere și hunedorenii să aibă încredere în noi, încât să fim formațiunea cu cele mai multe mandate în Consiliul Județean și să câștigăm și președinția Consiliului Județean. Pentru asta ne luptăm, pentru asta avem acel master plan care guvernează toate celelalte proiecte ale candidaților Pro-România, acela de a face din Hunedoara acasă. Să putem să ne aducem copiii acasă, să putem să creăm cadrul necesar în care hunedorenii să se întoarcă, hunedorenii care n-au plecat dincolo de bucurie și de prea multă bunăstare în România. Au plecat la lucru tocmai ca să-și caute bunăstarea, pentru că în România nu o găseau. Dar noi suntem datori să facem din Hunedoara acasă și să facem ca hunedorenii să vină acasă, iar împreună să reconstruim acest județ. Este păcat de acest județ care are o oportunitate extraordinară ca și destinație turistică. Să nu uităm că județul Hunedoara a fost cel mai industrializat județ din România, în afara faptului că este județul cel mai urbanizat din România, cu 7 municipii, 7 orașe și restul până la 69 de unități administrativ-teritoriale comune. Să nu uităm că chiar scurtă vreme după 89, județul Hunedoara încă era în topul celui mai mare salariu mediu din România. Cred că suntem datori să refacem acest lucru. Știți, mai e o vorbă acum, nu vreau să fiu răutăcios. Vă rog, nu este răutate. Cred că discuțiile sunt constructive. Poți să ai lele cât ai fost. Și de ce să nu mai fiu? Păi pentru că nu te mai ține. Cred că dacă punem umărul ne mai ține și acum discutăm de județul Hunedoara și județul Hunedoara poate, numai că județul Hunedoara nu poate să existe fără locuitorii săi, așa cum o instituție nu înseamnă nimic fără angajații acelei instituții și așa mai departe. Nu, Grigore, județul Hunedoara nu este o persoană ca să poată. Nu, este suma cetățenilor săi. Păi iar da, dar la conducerea lui și ce văd eu în mare parte, în proporție de peste 50% din ce regăsesc pe listele electorale, din punctul meu de vedere, nu pot. Spuneți-mi că mă înșel și că n-am dreptate. Nu am spus peste 50%. Nu am căderea să fac analize asupra altor persoane, dar în schimb am căderea să adică fac analize tot asupra colegilor. Persoane pe care le revăd de 15-20 de ani încoace, plimbându-se prin diferite partide. Nu mă refer la noastră acum. Ba, nu, vă puteți referi și la mine. Nu am absolut nicio... Bun, dar din câte știu, dumneavoastră nu ați deținut nicio funcție nicio problemă să discut și despre asta. Ați deținut vreo funcție politică de conducere, așa e și executivă pe deasupra? Am fost consilier județean, am fost directorul Direcției Județene pentru Tineret, am avut
Nu știu dacă neapărat cu sprijin politic, ci mai degrabă datorită experienței și studiilor mele. Un mandat foarte scurt și de consilier europarlamentar, am lucrat puțin și printr-un minister în București, dar repet, acestea deja n-au mai fost cu sprijin politic, exact. ci mai degrabă au fost ca expertiză. Cu sprijin politic a fost acel mandat, am candidat pe lista unui partid, a fost acel mandat de consilier județean. Faptul că, și cumva mă bucur că a ajuns discuția aici, cred că trebuie lămurită, faptul că acum candidez pe lista Pro-România, un partid nou, altul decât cel care m-a consacrat în imaginea publică ca și politician, se datorează faptului că la un moment dat mi-am făcut o proprie analiză, m-am uitat în jur și am zis, Dumnezeule, eu cu cine lucrez? Am ajuns să fiu persoană publică, sunt reprezentantul unui partid și sunt și în Consiliul Județean, dar cu cine lucrez? Și sincer, mi-a fost un pic cam groază. Să nu uităm, sunteți jurnalist destul de vechi, să nu uităm că în anul 2010, am zis destul de vechi, printre cei mai vechi, să nu uităm că în anul 2010, când acea formațiune politică era la guvernare, cea din care făceam parte și pe listele căruia am fost ales consilier județean la acel moment, în 2010 era în plină guvernare, mi-am dat seama că nu prea am cu cine să lucrez și că de fapt ajung de să fiu și de ce n-aveați cu ajung, cine lucra? Ajung să fiu o mașină de vot, ceea ce nu aveați vroiam. Cu cine lucra? Ce nu aveau? N-aveau neuron care să facă sinapsă? Ce n-aveau? N-aveau profesionalism? Nu simțeam că este o colaborare în interesul cetățeanului, așa cum mi-aș fi dorit-o și cum o credeam. Și pentru ceea ce căutam eu în politică, pentru că ce intrasem în politică la acel moment. Și atunci am zis că nu am ce căuta. Mai bine îmi dau demisia pentru că nu mai puteam să mă duc să merg pe stradă și să mă uit în ochii hunedorenilor care îmi dăduseră votul, probabil dăduseră votul acelei formațiuni, probabil și pentru că eram eu pe listă, și să mă uit în ochii lor și să mă întrebe, dar ce faceți voi la Consiliul Județean? Nu puteam să mă uit în ochii lor și să le spun, păi ridic mâna, pentru că așa spune partidul. Nu. Menirea mea, și așa văd și acum lucrurile, un consilier trebuie să meargă la cei care au acordat încrederea și nu numai, la toți locuitorii pe care îi reprezintă, să-i întrebe care sunt ofurile lor, care sunt necazurile lor, având și informația din Consiliul Județean, să aibă abilitatea încât să transforme dorințele lor la momentul potrivit în ceea ce își dorește omul, adică să le materializeze, să le pună în practică. Lucrul acesta nu se întâmpla atunci. Efectiv, venea de la partid și spunea, pe ordinea de zi aveți următorul, votul nostru la punctul cutare este așa, la punctul cutare este așa. Așa se întâmplă în partidele mari, din păcate. Și cred că sunt foarte mulți care deja știu acest lucru și sper să taxeze acest lucru. Sper cu tărie. Pentru că nu ăsta este rolul unui consilier. Că e în Consiliul Local sau în Consiliul Județean, nu contează. Nu ăsta este rostul unui consilier. Repet, rostul unui consilier este să meargă în teren, să ia informația și să o materializeze conform dorinței cetățeanului. Pentru că de asta l-au votat să fie acolo. Și revenind la poveste, în 2010, pentru că nu m-am mai regăsit, am vrut să-mi dau demisia. Nu mi-a fost acceptată de către partid și dacă vă aduceți aminte, atunci mi-am dat demisia prin presă, efectiv printr-un comunicat de presă, și asta este. Mulți mi-au spus, păi, de ce ai intrat în politică? Ai ieșit în plină guvernare când aveai totul? Nu pentru asta am intrat în politică să am totul. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar dacă nu am moștenit afaceri, m-am străduit și am muncit din răsputeri și mi le-am croit singur, până la urmă de acolo trăiesc. Nu trăiesc din remunerația de consilier, fie local sau județean, nu trăiesc din politică. Trăiesc din ceea ce noi ca familie am reușit până la urmă să facem pe propriile picioare. Am reușit să ridicăm niște afaceri, am reușit să coordonăm niște afaceri de succes în municipiul Hunedoara și nu numai. Știți că e vorba aceea veche, că nu ești om până când nu plantezi un pom, faci o casă și ai un copil. Mulțumesc lui Dumnezeu, am un copil extraordinar de reușit, studentă în anul 2 la psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai la Cluj. Am reușit pe propriile forțe să ridic două case, nu una. Am reușit să clădesc afaceri, iar în privința pomilor am livezi plantate de mâinile mele. Bravo. Mulțumesc, Doamne ajută! Așa se fac lucrurile în viață, cu multă muncă, cu dăruire și întotdeauna cu bună credință. Pentru că dacă uităm să întoarcem din ceea ce reușim să facem,
o facem prin muncă, dar poate facem că așa a și lăsat Dumnezeu. Cred că Dumnezeu mai pune mâna în cap la unii oameni și spune nu, tu poți, ai posibilități, fă, te ajut, îți dau, dar întoarce către comunitate. Cred că asta trebuie să facem. Și din păcate văd din ce în ce mai puțin politicieni care întorc către comunitate. Vedem că își ridică hoteluri, vedem că își ridică tot felul de fabrici și de uzine, vedem că se dau cu tot felul de mașini scumpe, dar vedem prea puțin că întorc către comunitate. Sunt adeptul binelui comun. Întorc și către comunitate. Întorc. Da, întorc până la urmă prin întorc căile... Întorc spatele domnului. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la chestia asta. Când discut de către oameni și de vremurile în care trăim, cred că glumele nu își mai au rostul. Este bine să glumim, suntem un popor de oameni glumeți și care știm să ne distrăm. Dar totuși unele lucruri trebuie să le tratăm cu seriozitate. Am ajuns să facem prea mult haz de necaz și din păcate rămânem numai cu hazul, dar și cu necazul. Păi ce vreți să fac când văd pe listele pentru deputați, pentru parlamentari, pentru senatori, tot felul de fomfăiți? Să aibă încredere în oamenii tineri, în oamenii care au dovedit ceva în viață. Stau și mă uit, ca și dumneavoastră, repet, acum din când postura... mă uit la Vrancea și văd vicepreședinte de partid fără bacalaureat luat... O, Doamne! Da, vedeți lista pro-România, dacă ne uităm la ea, și cea de la municipiul Hunedoara și cea de la județ... Nici dumneavoastră albă ca zăpada. Și cea de la județ, nu suntem albă ca zăpada, dar avem tineri cu școlile făcute la vremea lor, avem tineri cu experiență și oameni care au dovedit ceva în viață. Aș vrea să-i rog pe hunedoreni să fie puțin mai atenți. Da? Avem două partide mari și late care sunt cele mai puternice și care alternează continuu la guvernare, ajutați de câteva ori și de către niște partide mai micuțe. Dar m-am săturat să tot vedem că alternează într-una și vin, exact cum a spus dumneavoastră, cu aceeași garnitură de candidați. Dacă ne uităm pe lista pro-România, atât pentru Consiliul Local cât și pentru Consiliul Județean, repet, o să vedem oameni care sunt realizați, care au făcut ceva în viață. Vă rog frumos, hunedoreni, să vă uitați pe liste și analizați foarte bine și taxați ca atare. Dacă vedeți în continuare pe listă oameni care, de când îi știți voi, trăiesc doar din funcții politice, cred că este momentul să-i amendați. Cred că este momentul să vină oameni care nu trăiesc doar din politică, care nu ar trebui să trăiască numai din acea remunerație de bugetar, ci oameni care totuși au demonstrat că pot, au capacitate și au făcut pentru ei, în primul rând, ceva în viață. Dacă au făcut pentru ei, cred că pot să facă și pentru alții. Am stat uneori și m-am întrebat, vreau să divagăm puțin cu permisiunea noastră. Vă rog. Ce ar face unii care de 15-20 de ani sunt tot pe funcții din astea publice sau... Da, și mâine s-ar trezi că nu mai sunt. La buget și vorba noastră, mâine s-ar trezi că nu mai sunt, că nu mai e nici mașina la scară, nu-i mai vine nici salariul de bugetar sau de consilier, nu consilier local sau județean, consilier, pe la nu știu ce cabinet, dacă nu e deputat, e șef de concentrată, dacă nu e acolo, e acolo. Ce ar face ăștia dacă s-ar trezi fără sinecurile astea? Din ce ar trăi? După ce ar bea apă, ca să spun așa? Ce ar ști ei să facă în viață? Nu știu ce ar face, dar în schimb este singura explicație singurul răspuns pe care l-am luat astfel de întrebare. Să trăiască cu 1000 de lei pe lună sau cu 1200 de lei pe lună. M-aș bucura să se întâmple așa. Cred că ar fi o schimbare majoră de gândire pentru acei indivizi. Păi dar chiar dacă mulți dintre ei gândesc, întreb și eu. Ar trebui să gândească, altfel de ce? Era vorba aia cu cogito ergo sum și eu o parafrazam și ziceam cogito ergo sunteți. Altfel de ce mai sunt acolo? Stau și mă întreb de ce au hunedorenii încredere în astfel de oameni și le acordă votul. Dar singurul răspuns care... Nu, numai hunedorenii. În general, da. În general. Acum ne referim la hunedoreni pentru că discutăm de județul Hunedoara. Întotdeauna cămașa ne este mai aproape de trup. Îmi doresc să fie București o bunăstare extraordinară pentru că este capitala României și este reprezentativă. Dar, sincer, mai mult îmi doresc ca în Hunedoara să fie o bunăstare extraordinară, pentru că aici trăim. Și aici, foarte probabil că o să și rămânem. Dacă e să dau un răspuns la ceea ce ați întrebat, singurul răspuns
răspuns care îmi vine în minte este de fapt o explicație pentru acțiunile lor. De asta îi vedeți în campaniile electorale, în mod special, că se luptă din răzputeri și promit marea și sarea și nu mai știu cum să îmbete din cuvinte electoratul. De asta, pentru că și ei cred că sunt conștienți că dacă mâine nu mai sunt, ei nu au la ce să se întoarcă. Nu știu altceva să facă. Eu dacă presupunem că nu aș avea încrederea hunedorenilor și nu voi fi ales, am la ce să mă întorc. De fapt, nu că am la ce să mă întorc. Fac ceea ce fac și acum. Îmi văd de afacerile mele, mă strădui din răzputeri să dau salarii la câteva sute de angajați. Am ce să fac. Dar în același timp, pentru că sunt conștient că dacă nu reușim și nu vom face cumva să întoarcem către comunitate câte ceva din ceea ce facem, măcar din experiența și din relațiile pe care le avem, la un moment dat comunitatea se va duce în jos. Vom ajunge să trăim într-un oraș care va fi aproape mort. Nu va mai avea activitate. Și atunci noi ce vom face? Foarte mulți cred că nu își pun problema asta. Foarte mulți cred că au o gândire limitată. Ce fac mâine? Ce fac luna viitoare? Ce fac pe un an de zile? Pe mine viața m-a făcut să gândesc pe termen cât mai lung. Să-mi reușesc să-mi pregătesc de pe acum ce voi face peste 2-3 ani. Pentru că altfel este foarte, foarte greu. Iar când vorbim de administrație publică locală, deja trebuie să gândim pe termen și mai lung. Când discutăm de dezvoltarea unui oraș, trebuie să gândim de pe acum, poate peste 2-3 mandate, că noi poate nu vom fi, vor fi alții. Dar noi trebuie să gândim în felul ăsta, pentru că vrem să dezvoltăm orașul. Eu nu mă gândesc la un proiect să-l fac ca să arăt că eu sunt și să iau iarăși, să mă pot duce cu brațele deschise să cer iarăși voturile hunedorenilor. Nu, când mă gândesc la o chestie, mă gândesc indiferent cine va veni peste 8 ani, peste 12 ani, să-i pregătesc terenul, pentru că întotdeauna orașul trebuie să se dezvolte. Pentru că în orașul ăla locuiesc și eu. Așa trebuie să gândim. Bun. Apropo de oraș, revenim din nou la municipiul Hunedoara. Cum ați calificat noastră campania electorală din municipiul pe acolo? Eu mă mai câteodată că am văzut că ea se duce inclusiv în spațiu online, în spațiu public, pe Facebook, putem să spunem lucrul ăsta. I-am văzut pe unii dar râsul plânsul, cu victimizări, cu... Așa, este domnule, aveți candidați, este felul lor. Unii candidați nu știu să scrie, nu mai vorbesc de a se exprima. Și culmea e că au avut în viața lor funcții importante. Nu știu la care dintre candidați faceți referire. La care se victimizează. Da, este unul care într-adevăr se victimizează mai mult decât alții. Și care a avut dar funcție. Este problema... Și care nu știe să scrie. Dar este problema dumnealui. Faptul că nu știe să scrie denotă câtă pregătire are. Dar, păi repet, dar are pregătire. Cum? Că le lua declarații unora la un moment dat. N-aș vrea să mă pronunț asupra acestor aspecte, pentru că nu este felul meu de a proceda. Faptul că arăt că unul este mai rău sau mai prost nu mă face pe mine mai bun sau mai deștept. Fiecare până la urmă trebuie să-și vadă de lucrul lui. Și eu mi-am pus întrebarea și foarte mulți cunoscuți mă întrebau și nu aveam răspuns. Și am zis că degeaba mă întreabă pe mine, trebuie să-i întrebe pe respectivii candidați. Își puneau întrebarea, m-au făcut și pe mine să-mi pun întrebarea ce-i mână în luptă pe unii candidați. Adică, avem și candidat, un fost primar care la un moment dat a fost taxat de către electorat și de asta nu mai este. Și nu prea înțeleg. Până la urmă, suntem într-o țară liberă, iar legea îngăduie fiecăruia să candideze. Este un drept câștigat și care trebuie manifestat. Eu spun ce aș face eu. Eu, Cristian Grigoraș, dacă presupunem că voi ieși primar, în momentul în care, peste 4 ani, iarăși să presupunem, electoratul nu ar mai avea încredere în mine și m-ar taxa pentru că nu am făcut nimic, nu aș mai candida altă dată.
dar în schimb aș arăta că sunt un bun cetățean al orașului și pentru faptul că am fost odată primar și am avut încrederea oamenilor din Hunedoara, aș colabora intens cu oricare primar va veni după aceea. Asta aș face eu. La fel, tot eu, Cristian Grigoraș, dacă să presupunem că aș fi avut serviciu într-o zonă militarizată și aș fi ieșit la pensie la 45 de ani în floarea vârstei și încă aș putea să fac multe, culmea, am chiar 45 de ani, deci acum eu ar fi trebuit, dacă plec de la această premisă, ar fi trebuit să fiu pensionar acum, da, la 45 de ani. Dar eu încă mă am mult de lucrat și nu pot să mă opresc. Ei, dacă aș fi fost în situația asta, la fel, mi-aș fi adus contribuția către oraș, dar nu mergând și intrând într-un joc prin care să reușesc să ajung într-o poziție și iarăși să fiu plătit de către stat. Mi-ar fi suficient pensia aia bunicică pe care aș avea-o și aș face restul după aceea cu mult mai multă detașare, pentru că aș avea un venit asigurat și aș face lucrurile cu mai multă detașare din dăruire și din pasiune. Dar asta aș face eu, Cristian Grigoraș. Ce fac ceilalți este strict problema lor și este felul lor de a gândi și nu am eu căderea să-i judec. Dacă, de judecat ne judecă doar Dumnezeu. Dacă în urma alegerilor locale din 27 septembrie în 28 ați fi primar, care ar fi primele trei măsuri pe care le-ați lua? În afară de tot ceea ce vrem noi să implementăm și hunedorenii le pot regăsi pe site-ul nostru www.prohunedoara.ro, cât și în zilele imediat următoare, pentru că vor primi fiecare în cutia poștală această informație, această scrisorică a noastră a celor de la Pro-România către hunedoreni, în care dezvoltăm și viziunea noastră privind dezvoltarea municipiului Hunedoara. Dar în afară de aceste lucruri, m-aș ține foarte mult de câteva idei care până la urmă alcătuiesc esența masterplanului nostru, a viziunii noastre de dezvoltare a Hunedoarei. O transparentizare absolut totală a administrației publice locale prin cooptarea la decizie a cât mai multor reprezentanțe cetățenilor. Și pentru a nu produce iarăși o altă cheltuială printr-o formă de referendum sau scrutin, aș merge în prima fază prin aducerea ca reprezentanți a cât mai multor hunedoreni într-un for consultativ a președinților asociațiilor de locatari. Pentru că acești președinți sunt deja aleși de către locatari, de proprietari, mă rog, în acest moment. I-aș aduce într-un for consultativ. Tot în acest for consultativ aș aduce și reprezentanții tuturor cultelor din municipiul Hunedoara, pentru că sunt oamenii care prin n-aș spune profesie, ci prin natura dăruirii lor ca profesie de pastor, preot și așa mai departe, iau un contact, cred că mult mai au un contact mult mai apropiat și mult mai intens cu locuitorii, cu enoriașii, cu locuitorii municipiului Hunedoara până la urmă. Tot în acest for consultativ aș aduce și reprezentanții ONG-urilor Deși pentru Tineret, cât și asociațiilor sportive. Acest for consultativ poate să pară foarte, foarte stufos, dar poate să se întâlnească măcar o dată la 3 luni și să primarul împreună cu Consiliul Local, cu executivul municipiului până la urmă și cu executivul și legislativul municipiului până la urmă, să le prezinte care sunt discuțiile din Consiliul Local, chiar dacă ședințele de Consiliul Local sunt publice. Cred că altfel se discută lucrurile printr-o interacțiune directă. Să le prezinte ce se discută acolo, care sunt proiectele care urmează să fie aplicate în perioada următoare, iar prin această consultare să hotărască împreună cu cât mai mulți reprezentanți ai orașului, care sunt prioritățile până la urmă. Cred că lucrurile ar funcționa mult, mult mai bine. Îmi este extraordinar de drag principiul pe care funcționează administrația publică în Statele Unite, în comunități mici. Acolo se văd, periodic, cât mai mulți dintre locuitorii acelei comunități, împreună cu primarul, împreună cu reprezentanții instituțiilor importante din acel orășel și împreună hotărăsc ce vor să facă pe viitor.
Cred că lucrul ăsta se poate face și în Hunedoara. Hunedoara, totuși, până la urmă, nu este un oraș atât de mare încât să fie foarte, foarte greu să faci o interpelare și o consultare mult, mult mai aplicată cu cetățenii. Ăsta ar fi primul lucru, ca măsură de transparentizare. Tot ca măsură de transparentizare, cred că ar trebui, și mă voi strădui să fac acest lucru, să anunțăm absolut orice investiție, fie ea ca parte dintr-o procedură de achiziție publică, fie ea ca și încredințare directă, fie ea ca și un contract micuț de achiziție, nu știu, materiale de birotică, de exemplu, să anunțăm cu mult, mult înainte de a se produce, din faza de intenție. Mi se pare anormal să faci aceste anunțuri după ce ai făcut achiziția. Nu, ele trebuie să le știe oamenii dinainte, astfel încât să urmărească cu cât se cumpără un pix, cu cât se cumpără o hârtie, cu cât se renovează, știu eu, un bun municipal stricat, că e el gard, că e o băncuță, că cu cât se face, cu ce bani se face serviciul de dezăpezire, cu ce bani se face serviciul de curățenie și așa mai departe. Pentru că s-ar putea să avem surpriza, să vină hunedoreni să spună: dom'le, păi văd că dați atâția bani pe chestia aia. Știu pe cineva care face la același nivel calitativ, dar la bani mai puțin. Și atunci de ce să nu ne consultăm și din punctul ăsta de vedere cu cetățeanul? Iar al treilea lucru, care este, cred că, cel mai important și, de fapt, este la rândul lui un proiect un pic mai dezvoltat, care la rândul lui cuprinde alte zeci de mici proiecte, este dezvoltarea centrului vechi ca zonă comercială și cu destinație clară turistică. Asta ce înseamnă? Nu spun că centrul vechi nu este o destinație turistică acum. Este pentru că, în primul rând, este Castelul Corvinilor acolo. Și asta îl face să fie destinație turistică. Dar cred că încet, încet trebuie să transformăm centrul vechi dintr-o zonă rezidențială într-o zonă comercială. Iar lucrurile astea se pot face foarte ușor. Începusem să povestesc cu, în special cu oamenii de afaceri din municipiul Hunedoara, despre acest proiect, care este, cel puțin pentru mine, un proiect de suflet. Este mult mai vechi, este proiectul cu care am devenit înalt funcționar public și este studiat foarte, foarte bine vreme de aproape un an, pe exemplu Budapesta, cum s-a dezvoltat zona cetate în Budapesta, care înainte semăna, acum mai bine de 100 de ani, semăna oarecum cu ceea ce este în centrul vechi din municipiul Hunedoara în acest moment. Cred că, în primul rând, ar trebui să avem un plan urbanistic zonal, ca să nu spun că ar trebui municipiul Hunedoara să aibă foarte rapid și un plan urbanistic general, în acest moment neavând nici PUC, nici PUS pe zona centru vechi. Pentru că dacă vrem să facem investiții în centru vechi, fiecare investiție în sine, în momentul în care solicită autorizația de construcție sau, mă rog, prealabil avizul de urbanism, trebuie să-și facă singură acest plan urbanistic zonal, ceea ce nu este normal. Trebuie să avem o viziune de dezvoltare asupra întregii zone. Nu fiecare să vină cu un proiect și să ne trezim pe acolo cu tot felul de clădiri din sticlă, cu clădiri care să acopere zona castelului, cu tot felul de construcții fanteziste, astfel încât la un moment dat să ajungem, știu eu, cred că din punct de vedere a unui haos urbanistic, în acest moment îmi vine exemplu Straja, care, neavând un plan urbanistic zonal de la început și lăsându-i pe fiecare să dezvolte cum a crezut de cuvință, a ajuns, din punct de vedere urbanistic, acum un haos. E foarte greu să mai faci curățenie acolo. Ori asta nu ar trebui să se întâmple în centrul vechi a municipiului Hunedoara, sub nicio formă. Domnule Grigoraș, am ajuns la final de emisiune. Deja. Deja. Pe final, ce le transmiteți celor care se uită la noi, la cameră? Ceea ce îi rog în discuțiile pe care le avem cu hunedorenii și atât cât putem, pentru că suntem în plină pandemie, ținem la sănătatea lor și evităm pe cât se poate contactul fizic, pentru că trebuie să avem grijă de noi. Este o perioadă pe care nu putem controla, n-a mai trecut nimeni prin asta și atunci nu trebuie să fim nici viteji, dar nici foarte neprevăzători. Celor care astăzi au mers la școală, le doresc să aibă succes în noul an școlar. Părinților, să aibă grijă, la fel, suntem într-o perioadă foarte grea, n-am mai trecut prin asta, trebuie să trecem și peste asta cu ajutorul lui Dumnezeu. Și în 27 septembrie, cu toate că suntem în pandemie, să încerce cu
măsurile de prevenție de rigoare, să meargă la vot, să aibă încredere în cei care într-adevăr vor să facă cu dăruire câte ceva pentru oraș, în cei care au demonstrat până acum în viața lor că pot face ceva. Și dacă au încredere în mine și în colegii care sunt pe lista noastră de consilieri, în Bogdan Toma, în Cristian Cical, în Cristian Tiric, în toți ceilalți colegi de pe lista de consilieri, să pună ștampila în chenarul numărul 4 din buletinul de vot pentru Consiliul Local pe lista Pro-România. Mulțumesc pentru prezență în emisiune, succes în alegeri! Mulțumesc mult de tot! Stimați respectatori, Cristian Grigoraș, candidat Pro-România pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV, numai bine!